Bună seara, bine v-am regăsit! Numele meu este Laura Baboș și vă întâmpin cu bucurie la o nouă porție de sănătate esențială. Poate vă reamintiți, în decembrie am început această serie dedicată îmbogățirii cu idei pe parte de cum să mai folosim uleiurile esențiale în familie și am avut un mare succes. Ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați și scrie, dacă ați folosit ideile pe care le-a prezentat atunci. Poate le veți însoți și de câteva fotografii pentru ca testimonialul să fie foarte, foarte frumos. Bun. Haideți să vedem dacă din punct de vedere tehnic totul este în regulă. O să vă rog să ne scrieți încet dacă totul este ok. Andrei îmi confirmă că este în regulă și putem să continuăm. Așadar, porția de sănătate esențială în seara aceasta cu invitate și invitați speciali. Pe unii dintre ei ați văzut și în decembrie, o altă invitată o să descoperiți în această seară. Ne bucurăm că ne-ați inspirat cu privire la tema pe care o vom aborda și anume, în această seară vom veni cu foarte multe informații pe parte de detox. În luna ianuarie, chiar imediat după sărbători, poate nu este nicio coincidență, am primit foarte multe cereri legate de cum putem să folosim uleiurile esențiale pentru a ne curăța corpul pe interior, pentru scăderea colesterolului, pentru o cură de detoxifiere. Așadar, ne-am gândit împreună cu invitații și invitatele noastre din această seară să abordăm această tematică. Cu siguranță, de fiecare dată când cineva primește pachetul în casă, în familie, primul gând este cum să folosească uleiurile esențiale, în primul rând pentru păstrarea și pentru restabilirea stării de sănătate. Da? Deci cu focus maxim pe beneficiile pe partea de sănătate. Totuși, de îndată ce uleiurile încep să intre în rutina noastră zilnică, așa cum s-a întâmplat și în cazul familiei noastre, am început să descoperim noi și noi modalități de a le folosi în cât mai multe aspecte legate de viața de familie. Am descoperit că le putem folosi și pe partea de sport, le putem folosi și în alimentație, așa cum o să vedem și în această seară, le putem folosi chiar și pentru animalele de companie sau pentru plantele din casă. Prin urmare, ne bucurăm de versatilitatea acestor sticluțe pline cu viață vie și în această seară o să vorbim chiar despre cum putem să utilizăm uleiurile intern, da? Prin gătit, prin includerea lor în rețete și să ne bucurăm în felul acesta de beneficiile pe care ele le aduc. Și, bineînțeles, este important să reținem și faptul că partea de detox este iarăși foarte importantă. Noi am abordat în luna decembrie curățenia casei, da? Încercând să atragem atenția asupra faptului că foarte multe toxine pe care noi le preluăm prin piele provin din exteriorul nostru, dar în această seară, uite, vom vorbi despre ce înseamnă curățenia pe interior, da? Și cum putem să folosim uleiurile esențiale în acest scop. Excesul de toxine nu ne face deloc bine sănătății, iar toxinele pot să provină, după cum spuneam, din exterior, dar chiar și din interiorul nostru, mai în mod deosebit pe calea digestivă. Așadar, aceasta va fi tema noastră, o vom aborda holistic, așa cum v-am obișnuit în grupul nostru, Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Natura într-o picătură. Întotdeauna vorbim despre sănătate holistică și vom aborda și procesul de detox holistic. Vom vorbi despre detoxul corpului fizic, dar și un detox emoțional și energetic. Bun. Referitor la sănătate holistică, în momentul în care am încercat să le explic copiilor mei ce înseamnă sănătate holistică, ei au venit cu o idee foarte interesantă pe care o să vă prezentăm în această seară. O să facem din nou, cum am făcut și în decembrie, un duplex, sufragerie, bucătărie și o să le dau legătura lui Robert și lui Victor să vă salute și să vedem ce ne-au pregătit în această seară. Robert, Victor, ne auziți? Da, bună Bună seara, bine. seara, bună seara! Bine v-am regăsit, băieți! Hai să vedem,
Eu știu că vouă vă plac foarte mult puzzle-urile și știu că în această seară ați pregătit ceva special ca să ilustrăm foarte bine piesele importante în ceea ce privește sănătatea. Așa este? Da. Noi astăzi, înainte să înceapă live-ul, am făcut un puzzle care conține tot ce este important pentru sănătate. Iar o să luăm piesă cu piesă și vă vom explica ce este important la ea. Hai să vedem. Sunt foarte curioasă să văd la ce ați lucrat. Vom începe cu prima piesă. Aerul. Este foarte important să ieșim la aer măcar o jumătate de oră pe zi, pentru că este sănătos și ne revigorează. Excelent! Perfect! Hai să vedem! După ce vom prezenta piesele, le vom lipi pe această tablă ca să facem puzzle-ul. Am înțeles acum! O să facem acum live puzzle-ul sănătății, da? Da! Iar a doua piesă este echilibrul, dar nu echilibru la hrană, ci la emoții. La emoții, da, într-adevăr, e o piesă importantă aici, în ceea ce privește sănătatea. Ce fel de emoție e bine să avem, ca să avem emoțiile, o stare de sănătate bună? Emoțiile pentru o sănătate bună este să fim fericiți, să fim bucuroși, să nu fim morocănoși. Bun, e bine de reținut, așa, hai să vedem mai departe. A treia piesă este una dintre cele mai importante, hrana. Wow! Este bine să mâncăm echilibrat și să mâncăm cât mai multe fructe și legume. Excepțional! Iar acum urmează partenerul meu, Victor, să prezinte încă trei emoții. 4. Mișcarea. În fiecare zi trebuie să ieșim afară, măcar să alergăm într-un parc un jumătate de oră. Excelent! De ce e bine să facem acest lucru, Victor? Pentru că ne ține corpul în formă. Bun! Așa, hai să vedem mai departe. Ție ce sporturi îți plac, Victor? Fotbalul și notul. Așa. Încă un element important în puzzle, ce ar fi? Soarele. Soarele. Important să ieșim afară, să vedem soarele și el să ne vadă pe noi. Pentru că ne dă energie multă. Îmi place că văd din nou o colaborare foarte strânsă între voi. Bun, după soare, ce mai este important pentru sănătate? Apa. Este important să bem apă dimineața, pentru că când mâncăm, nu e bine să bem apă. Nici după ce mâncăm și nici când mâncăm. Așa, de ce nu este bine să facem acest lucru în timp ce mâncăm? Pentru că stomacul nostru nu poate să digere. Perfect! Robert, poți să spui cu voce tare ca să-l ajuți. Haide, mai departe. Câte piese mai avem? Mai avem încă două. Bun. Imediat. Avem o problemă aici următoarea piesă. Următoarea piesă. Odihnă. Este bine să
Dormim la o anumită oră, adică la ora 9, pentru că altfel mâine dimineață vom fi foarte obosiți și vom fi foarte somnoroși. A, corect, corect. Și nu o să ne descurcăm bine la, la școală, așa ai? Da. Și ce se întâmplă în timpul somnului? În timpul somnului, noi copiii creștem. Exact! Creșteți frumos și armonios! Bun. Și cred că mai lipsește ceva din puzzle-ul nostru. Așa? Da, mai avem cel mai important element din acest puzzle. Este un element care ajută la toate lucrurile care sunt puse până acum pe puzzle. Iar acum elementul, ultimul, cel mai bun element dintre toate, tobre, vă rog, sunt ulei esențiale de la Doterra. Excelent! Wow! Ce piesă importantă! Mă bucur, băieți, că ați inclus-o în ceea ce privește un stil de viață sănătos. Așa este, e bine să înțelegem că sănătatea este formată din mai multe elemente și să acordăm atenție fiecărei părți din acest puzzle. Mulțumesc frumos, băieți, ne revedem în pauză, da? Stați pe aproape. Continuăm așadar cu această idee, cu aceste principii legate de sănătatea holistică și ne-am bucurat foarte mult dacă din când în când ați mai răsfoi grupul nostru, pentru că o să găsiți foarte multe postări cu informații referitoare la toate aceste elemente ale unui stil de viață sănătos, despre care ne va vorbi și invitata următoare. Alexandra Băjinaru este alături de noi, este o invitată nouă, nu ați mai văzut-o în decembrie, dar ne face mare plăcere să o întâmpinăm în echipa Porției de Sănătate Esențială, mai ales că este fica lui Mara Mitu, colega noastră pe care ați urmărit-o recent și în interviurile Natura într-o picătură. Și Alexandra ne va vorbi foarte frumos, ne va da foarte multe informații pentru că este tehnician, nutriționist, este și mămică, de zenuță mică, este și aromaterapeut și vine cu foarte multe informații care ne ajută să conștientizăm de ce mâncăm, cum mâncăm, pentru ce mâncăm și mai ales de ce mâncăm. Hai să vedem, Alexandra, sunt foarte nerăbdătoare să-ți ascult prezentarea, o întâmpinăm cu drag și predăm legătura, facem așa un duplex acum de la Cluj la... Bună seara, la Ploiești! La Ploiești, așa! La Ploiești, te ascult, la Ploiești cu aromă de veselie, difuzăm portocală aici. Mă bucur tare mult că m-ați invitat, sunt foarte încântată să vă împărtășesc din ceea ce știu și eu. O să deschid și prezentarea mea. Da, te rugăm. Cred că se vede. E în regulă, se vede, da? Bun, în seara aceasta eu vă voi vorbi despre mâncarea fericită. Este un concept care mie îmi place foarte mult, happy food, happy life. Știu că proverbul sună altfel, happy wife, happy life, dar îl adaptăm și noi cum putem. Eu numesc mâncarea fericită porția esențială de sănătate. Este acea mâncare care îți bucură papilele gustative și se bucură că este în farfurie. Este o porție esențială de sănătate pentru că așa cum o mașină nu poate să circule fără combustibil, așa și corpul nostru are nevoie de nutrienți pentru a funcționa optim. Da? Deci mâncarea fericită, din punctul meu de vedere, este o porție esențială de sănătate pentru că este hrană, iar hrana înseamnă nutrienți.
Mâncarea fericită în continuare este cea răsfățată de uleiuri esențiale pure. Putem să folosim uleiurile esențiale în mâncare cu succes, numai că trebuie să ținem cont de, de dozajul respectiv, da? Dacă luăm ca și reper, o picătură de ulei esențial de mentă ar însemna cam cât 10-15 cânde de ceai de mentă. Deci, echilibru, dozaj, măsură, da? Exact ca și în viață, trebuie să echilibrăm și să dozăm tot, ca să nu facem exces, da? Mâncarea fericită este aceea servită în tihnă, cu răbdare, respect și dragoste. Poate că sună poetic, dar este necesar să acordăm un anume timp pentru masă, da? Răbdare, să avem răbdare să mâncăm, să mestecăm bine mâncarea pentru a ajuta digestia și stomacul. Mâncarea, de asemenea, trebuie să fie un scop în sine și nu un hobby. Da, spun asta și mă bazez foarte mult pe a conștientiza de ce mănânci, cât mănânci, pentru ce mănânci. Dacă ea devine un hobby, nu-i nicio problemă, vă aștept la mine, rezolvăm. Hobby înseamnă când începi să faci din mâncare, să găsești anumite momente, da? Ne recompensăm pentru o anumită zi încărcată sau suntem stresați și mâncăm, da? Dar nu-i problemă, veniți la mine, rezolvăm, chiar dacă devine un hobby și revenim la scop, da? În continuare, și mă bazez foarte mult pe asta, iar în programele pe care eu le propun clienților mei, mă bazez pe combinații alimentare corecte, da? Mai departe o să vă arăt și un grafic pe care am văzut că l-am mai prezentat anterior. Ce înseamnă să combini corect alimentele? Înseamnă că ai un stomac fericit, da? Când combini corect alimentele și dacă toate bolile încep din stomac, așa cum spunea și Hipocrate, înseamnă că digestia este destul de importantă și trebuie să o echilibrăm. Ca și idee, stomacul fericit este acela care digeră complet mâncarea. Iar în momentul în care în stomac ajung două alimente care practic se anulează unul pe celălalt, pentru că aici nu prea este valabilă acea vorbă că opusele se atrag, rezultă o contradicție. Ca să vă dau un exemplu, haideți să luăm așa, ouăle, carnea, peștele, brânzeturile, da? Deci tot ce înseamnă proteină animală, combinate cu amidonoasele, de exemplu, făina, orezul, pastele, cerealele. Vorbim despre două feluri de proteină, adică o proteină animală și amidon, da? În acest proces de digestie sunt incluse două tipuri de enzime. Enzime care sunt incluse în procesul de digestie al proteinelor animale, iar alte enzime care corespund cu amidonoasele, da? Cele două nu se combină corect în stomac, exact cum fripturica sau cartofii prăjiți nu merg prea bine, chiar dacă e dezamăgitor și mie îmi plac, încerc pe cât posibil să nu le combin. Sau să mănânc fripturica și să mai aștept cam 2 ore, o să ajungem și acolo, cam în cât timp se digeră alimentele, după care să mănânc niște cartofi, care seamănă cartofii prăjiți, îi fac eu la cuptor, pe o foaie pergament și ne păcălim cumva. Îi stropesc cu puțin ulei de măsline și au același gust la fel de bun, numai că nu sunt prăjiți, ceea ce înseamnă că prin procesul termic noi nu le distrugem proteină, enzimă, da? Pentru că în momentul în care pregătim termic mâncarea, noi beneficiem cam de maxim 15% din valoarea ei nutritivă, da? Iar 0 enzime. Și o să ajungem și acolo să vă explic cât de importante sunt enzimele. Bun. Hai să mergem mai departe. Ce înseamnă procesul digestiei? Digestia începe în momentul în care ingerăm un aliment, da? Din cavitatea bucală. În momentul în care alimentele sunt introduse în cavitatea bucală, limba recunoaște tipul de aliment și transmite stomacului ce anume urmează să fie digerat. Ajungând alimentele în stomac, începe descompunerea acestora, da? Am scris eu acolo, evitați combinațiile carne-cartofi, da? Odată ce se descompun alimentele, ele sunt cumva descompuse în substanțe chimice pentru a fi asimilate de organism, da? Digestia se finalizează cu acest proces de eliminare.
prin care organismul elimină substanțele de care nu s-a folosit pentru a produce energie. De asemenea, foarte important este timpul de digerare al alimentelor. Da? Dacă vedem în poza alăturată, apa este singura care are digestie instantă. Da? Și este, exact cum au spus și băieții, Laurei, este primordial să consumăm cât mai multă apă, pentru că noi suntem 70% apă. Da? Ca și punct de reper, eu n-am mai trecut aici în prezentare, dar ca și punct de reper, să luați așa, înmulțiți numărul de kilograme pe care le aveți pentru timpul de iarnă cu 35 de mililitri per kilogram corp. Da? Deci dacă avem 50 de kilograme, înmulțim cu 35 de mililitri și ne dă necesarul hidric pe zi. Pe timp de vară, înmulțim cu 40 de mililitri per kilogram corp, da? Pentru că vara consumăm mai multă energie, da? E mai cald, transpirăm și consumăm mai multă apă. În continuare, aveți acolo sucurile naturale care se digeră în 15-20 de minute, legumele și fructele între 25 și 60 de minute, peștele între 30-50 de minute, oul 30-45 de minute, lactatele o oră și jumătate, două, semințele și nucile 2-3 ore, carnea 2-5 ore. Este foarte important să ținem cont de acest timp de digerare, da, așa cum am spus, pentru a nu combina alimentele într-un mod deficitar, da, ca să nu îngreunăm digestia. Îngreunându-se digestia sau chiar blocându-se, așa cum spuneau băieții că nu se bea apă imediat după masă, mai ales apă rece, există și o explicație logică, pentru că apa rece cumva blochează digestia, da? Solidifică toate acele grăsimi, digestia se blochează, iar în acel moment alimentele intră, stagnează, da? Și intră, chiar dacă termenul sună destul de urât, dar asta e, ele intră cumva într-o putrefacție, eliminând toxine în organism, da? Și corpul, încărcându-se cu toxine, nu o să ne simțim bine și în continuare veți vedea și de ce și ce efecte poate avea toxicitatea din organism. Bun, am notat eu aici, am trecut în revistă și niște alimente care sunt benefice digestiei, printre care se numără iaurtul, fibrele, grăsimile nesaturate, cerealele integrale, papaya, legumele cu coajă. O să mă opresc puțin. Bine, haide să le iau pe fiecare în parte. Mie îmi place foarte mult papaya, da? Dar o să ajung și acolo. Iaurtul. Știm cu toții că iaurtul este probiotic, da? Sunt bacterii benefice organismului de care avem nevoie, de probiotice, pentru a funcționa foarte bine flora intestinală. Și cu toții știm că sănătatea intestinelor, sănătatea stomacului, cam merge mână-mână cu sănătatea organismului, a întregului organism, da? Sănătatea organismului și imunitatea cumva stă în ceea ce se întâmplă în stomac. Alimentele bogate în fibre, care ne ajută și în cazul de diabet, de boli de inimă, fibrele pot oferi foarte multe beneficii pentru sănătate. Grăsimile nesaturate, o formă de grăsimi nesaturate o poate constitui și uleiul de măsline, care este foarte bun și sănătos. Cerealele integrale, de asemenea, ajută digestia, da? Papaya, care este cumva, nu știu, starul din bucătăria mea, conține o enzimă numită papaină, da? Care ajută în procesul digestiv, descompune fibrele proteice și este foarte sănătos și foarte gustos. Puteți să-l integrați în smoothie-uri pentru copii, este ideal. Legumele cu coajă ajută, sunt foarte importante pentru digestie, ajută foarte mult digestia și sunt foarte bogate în fibre. De evitat. Acum, nu știu cât o să ne placă, dar îndulcitorii artificiali, băuturile carbogazoase sau băuturile îndulcite cu zahăr, știu că unii copilași sunt fani, amatori ale acestor băuturi, dar sunt de evitat. Carbohidrații rafinați, la fel cum ar fi pâinea albă, alcoolul, laptele sau ciocolata albă, alimentele bogate în grăsimi saturate, cum ar fi brânza sau smântâna, alimentele picante, cum ar fi unele tipuri de curry, alimentele grase, cum ar fi pizza și mâncarea de tip fast food. Important de menționat pentru sănătatea florei intestinale ar fi probioticele. Noi folosim probiotice în fiecare zi,
Ele susțin un echilibru pozitiv și proliferarea bacteriilor benefice, mențin echilibrul florei intestinale, susțin funcționarea sistemului digestiv și imunitar, sprijină starea de sănătate a tractului gastrointestinal și ajută la optimizarea metabolismului și la absorpția alimentelor, ceea ce este foarte important, pentru că nu este același lucru cu mâncarea, cu hrana în sine, da? Deci mâncare poate fi și fast food-ul. E, hrana este cea din care noi ne extragem nutrienți atât de necesar pentru a funcționa, pentru a fi echilibrat și armonioși, da? Bun. Există și varianta, și am vrut să o menționez, există și varianta de probiotice pentru copii. Eu, fetiței mele, îi dau, are 6 ani și jumătate, Sofie, îi fac cu mâna, pentru că ea mă vede acum. Îi dau în fiecare zi câte un piculeț de probiotice, are un gust extraordinar, seamănă cu niște granule de zahăr, da, cu gust foarte bun de pepene și de căpșune. Le am fiecare zi, pentru că înainte tot timpul acuzam niște dureri de burtică. Mânca ceva și mami, mă doare burtica. Și am început acest program cu probiotice, care mi se pare fenomenal, ne merg foarte bine. Da? Eu am notat aici câteva dintre proprietățile sale. Cel mai important mi se pare consumul probiotic în perioada copilăriei, pentru că are beneficii pentru sănătate pe termen lung, da? Promovează funcția sănătoasă a plămânilor și a tractului respirator, foarte importantă pentru această perioadă prin care trecem. Ajută la susținerea unui echilibru sănătos de floră prietenoasă benefică. Contribuie la un echilibru intern și sprijină sănătatea rinichilor, a vezicii urinare și tractului urinar, precum și a sistemului reproducător feminin. Așa. Importanța enzimelor. Bun. Enzimele eu le denumesc forța de muncă a organismului. Ele sunt extrem de importante. Ca să înțelegeți mai bine, stomacul are un pH, da? Adică o anumită aciditate și enzime, care intră în procesul de digestie. Enzimele sunt necesare pentru ca mâncarea să fie digerată cât mai bine, iar când mâncarea este digerată complet, nu numai ca energie, dar nici nu te mai simți prea plin după masă. Folosesc enzimele în fiecare zi, după fiecare masă, în funcție de cât de grea este masa respectivă. Dacă este o masă ușoară, adică dacă include mai multe fructe, legume în starea lor naturală, eu folosesc câte o enzimă. În cazul în care mănânc ceva mai greu, cum s-a întâmplat de sărbători și au fost sărmăluțe, cozonaci și toate cele, am folosit 2 sau poate chiar 3 enzime. Ideea este că nu m-am mai simțit plină, m-am simțit extraordinar de bine după masă. Bun. Enzimele se împart în 3 categorii. Enzime metabolice, care apar în mod natural în organism și ajută în respirație, reglarea funcțiilor metabolice, menținerea greutății. Enzimele digestive, care sunt produse de organism și responsabile pentru descompunerea hranei, de metabolizarea și absorpția tuturor substanțelor nutritive. Și enzimele alimentare, care ajută în procesul de digestie, iar ele sunt provenite din alimentele pe care le consumăm, da? Dacă avem o alimentație bazată pe alimente crude, fructe, legume, semințe, putem să ne considerăm norocoși că avem destule enzime în organism. Dacă însă alimentația noastră este săracă din acest punct de vedere, sau pregătim produsele termic, da? La asta mă refer, gătirea la temperaturi ridicate, care distruge proteinele și enzimele, da? Făcând mâncarea respectivă foarte greu de digerat. Ca și idee, în procesul de gătire sunt afectate vitaminele, proteinele, ele se pierd în proporții foarte mari, de până la 85%, iar ceea ce ne rămâne nouă din mâncarea respectivă e undeva cam 15% din procent, da? Iar din valoarea ei nutritivă, iar enzime 0%. De aceea este foarte important să consumăm enzime alimentare. Da? Iar o variantă foarte bună pe care eu am testat-o, v-am spus, nu numai eu, ci și întreaga mea familie, încă un pont, eu fetiței îi pun așa cât să iau între degete puțină pudră de enzime și o pun în mâncărică, da, la fiecare masă pentru a-i ajuta corpulețul ei să funcționeze corect și să digere foarte bine mâncarea. Da?
Am scris eu despre ele puțin, sprijină digestia și metabolizarea sănătoasă a alimentelor procesate cu deficit de enzime, da? Promovează confortul gastrointestinal, sprijină producția sănătoasă de enzime metabolice. Ele conțin și un amestec doTERRA, da, de uleiuri, de mentă, ghimbir, semințe de chimen și sunt capsulele acelea, sunt capsule din legume, da? Capsule din care au substanțe fără potențial iritant sau fără conservanți. Deci sunt foarte sigure și eficiente. Bun. Acum să venim și la problema detoxului, care este la fel de importanță maximă. De ce este atât de importantă detoxifierea organismului? În momentul în care, în procesul de digestie, intervin blocaje, despre care am vorbit mai înainte, da? Sau procesul de digestie este destul de îngreunat datorită combinațiilor alimentare nepotrivite, principalele mecanisme de detoxifiere, colon, plămâni, ficat, rinichi și piele, au o capacitate destul de greoaie în a mai procesa și a elimina aceste toxine din corp, da? Aceste organe, cum am notat și eu acolo, elimină toxinele provenite din alimentele contaminate cu pesticide, erbicide, îngrășăminte chimice, hormoni, antibiotice, da? Alimente cu euri sau chiar și aerul poluat. Ca și pont am mai pus acolo, în apa în care spălați legumele și fructele, da? Puneți-le 2-3 picături de ulei de lămâie pentru a se curăța de toate aceste îngrășăminte chimice și pesticide, erbicide, cu orice ar fi ele stropite. Bun. Organismul nostru reacționează destul de greu la aceste toxine, da? Datorită, cum am spus, aceste alimentații dezechilibrate a stresului, datorită stresului, dar și a poluării. În acest caz, toxinele se acumulează în organism, da? Și efectele lor sunt balonarea, flatulența, digestia proastă, tranzitul intestinal lent, creșterea în greutate, alergiile, tulburările de concentrare, durerile de cap, stări depresive, miros neplăcut al corpului, halenă, imunitate scăzută. Ca și idee așa, sau recomandare, ar fi kitul Cleanse and Restore, care este fenomenal, da? El include capsule moi DDR, eu am aici, sper să se vadă, le am aici, iau câte una în fiecare zi. Ele reglează foarte bine și funcția tiroidei, așa ca idee, conțin și ulei de lemongras. Bun, vă mai pot spune una alta. Au tămâie, au portocală, la fel portocala dă stare de bine și detoxifică organismul. Lițeia, ulei de cimbru, foarte bun, chiar și pentru susținerea pulmonară, uleiul de cimbru este foarte bun. Cuișoare, niauli, summer savory, lemongras. Așa, mai avem GX Assist, care este o combinație de uleiuri esențiale și acid capric pentru a ajuta susținerea unui tract digestiv sănătos, da? Prin crearea unui mediu neprietenos pentru potențialele amenințări care pot perturba imunitatea digestivă și pot provoca deranjamente digestive. Ca și recomandare, GX Assist este formulat spre a fi utilizat cu 10 zile înainte ca și etapă de curățare pregătitoare înainte de a utiliza PP Assist, da? Probioticele, adică. Bun. Lifelong Vitality Pack, da? Lifelong Vitality Pack este pachetul, îl am și eu aici, da? De suplimente alimentare extraordinare. În primul rând, echilibrează organismul la întreg nivelul lui. Deci vorbim de mental, psihic, energetic, cum vreți să-i spuneți. Da? Ele dau bunăstare generală și vitalitate. Sunt antioxidante și protejează ADN-ul. Un metabolism energetic la fel este favorizat. Pentru sănătatea osoasă sunt foarte bune, întăresc funcția imunitară, te ajută în managementul stresului, ajută la sănătatea cardiovasculară, îți ajută părul, pielea și unghiile sănătoase, nu mi-a mai căzut părul de când cu ele deloc,
Ele sunt un suport real pentru ochi, creier și sistemul nervos, ajută funcția hepatică și sănătatea digestivă, ajută sănătatea pulmonară și respiratorie, sunt foarte blânde cu stomacul, ele nu creează niciun disconfort, da? Fără organisme modificate genetic, fără gluten, fără lactate. Ele sunt, se găsesc și în varianta aceasta și în varianta vegană, da? Bun. Da, ca să luăm pe fiecare în parte, doTERRA Alpha CRS oferă durata de viață și proliferarea sănătoasă a celulelor, sunt o sursă importantă de energie celulară, da, nu știu dacă se văd prea bine aici, eu o să le scot și din pachet ca să vedeți. Acestea sunt, da? Creează un efect antiinflamator ca răspuns la stresul oxidativ, conțin acid boswellic și doze mari de polifenori, ca baicalin, resveratrol, acid elagic, curcumină, silimarină. Da, sprijină funcțiile imunitare ale celulei, sprijină claritatea minții și funcțiile creierului, conțin și ginkgo biloba, au capsule din ingrediente naturale, nu conțin lapte, grâu sau produse animale. Da? doTERRA Omega, da? Sunt suplimentele de Omega. Vreau să le găsesc eu pe aici. Sunt o sursă excelentă de acest graș Omega și amestec de uleiuri esențiale pentru a asigura următoarele beneficii. Alexandra, o să te rog să treci puțin peste partea asta, puțin mai repede, pentru că avem pe grup prezentări detaliate referitor la pachetul Long Life Vitality Pack și să reușim să ne încadrăm și în timp și să reușim să ne prezint și rețetele. Okay? Gata, oricum nu mai am mult. Atâta. Da, este un foarte puțin mai am. E foarte bine că le-ai amintit. Le avem aici toate beneficiile la pachet și pentru cei care vor să intre în profunzime și în toate detaliile, îi invităm pe grup pentru că avem postări cu prezentare detaliată, ok? Ok, ok. Bun. Și mai este complexul de vitamine. Citiți acolo exact cum a spus Laura. Așa. Bun. Acum ca să trec la sucări, alimente și uleiuri esențiale pentru echilibrarea organismului, da? Știu că sunt foarte multe alimente benefice pentru organismul nostru, dar vreau să vă vorbesc puțin despre aceste super alimente. Avem așa algele verzi albastre, probabil că va rămâne acest slide și cumva puteți să-l și pozați sau va rămâne filmarea și vă puteți documenta mai bine, doar o să le denumesc atunci. Da, sunt algele verzi albastre, lucerna verde, care este considerată părintele tuturor alimentelor, orzul verde, care este un puternic detoxifiant, pirul, care conferă un plin de putere, echilibrează sistemul endocrin, spirulina este prietena celor care țin regim și eu o recomand foarte des în dietele mele, clorela ajută la nivelul colesterolului, lăptișorul de matcă, cel care combate stresul, polenul de albine ajută în alergii, infecții, propolisul, considerat și un antibiotic natural, unghia găii este energizantul trupului, urzica, tonicul intestinelor, aloe vera este alinătorul digestiei, ginsengul siberian, inamicul stresului, echinacea sau motorul limfei, foarte important de curățat limfa, da? Să eliberăm organismul de toxine, algele marine care conțin foarte multe minerale, da? Și mai mult calciu decât laptele de vacă și mai mult fier decât carnea de vită. Legumele cu frunze verzi care au o valoare nutritivă extraordinară. Da? Superalimentele sunt pline de substanțe nutritive care practic nu au nicio calorie, n-au grăsimi nocive sau substanțe potențial nocive. Da? Tonifică organismul și hrănește celulele. Ca și uleiuri, ele sunt foarte multe uleiuri esențiale pe care eu le iubesc și care sunt folosite de mine în detox sau în echilibrarea digestiei, dar o să le menționez pe cele pe care le folosesc cel mai des. Uleiul esențial de lămâie, pe care îl folosesc și intern, dar și extern, îl miros, desfundă și sinusurile, îl folosesc în limonade, în shake-uri, în smoothie-uri, în orice. Uleiul esențial de scorțișoară, uleiul esențial de țelină, da? Celery seed, care este foarte bun pentru tractul intestinal, uleiul esențial de turmeric, digezenul, da? Care ajută sănătatea digestivă foarte bine, uleiul esențial de mentă, grapefruit,
uleiul esențial de cardamom. În dimineața în cafea îmi pun câte o picătură de cardamom și e nemaipomenit ca și savoare. Uleiul esențial de piper și uleiul esențial de ghimbir. Și acum am așa rețetele mult așteptate. Am zis să facem, să notez aici niște rețete, cum să zic, nepregătite termic, da? Sub purificator, da? Am trecut și caloriile, are 215,4 calorii, este ideal ca și gustare. El conține 2 mere, da? 200 de grame, lămâie, o bucată, 110 grame, ghimbir proaspăt, 10 grame, tulpina de țelină, 100 de grame și baby spanac, 0,5 grame și, bineînțeles, o picătură de ulei esențial de grapefruit. Modul de preparare este foarte simplu, în 2 minute l-ați făcut, se pun toate ingredientele în blender, se mixează și iese cam ceea ce vedeți acolo în poză, este super delicios, da? El ajută foarte bine la eliminarea toxinelor din corp. Bun. Aici avem sucul yoghinului, dacă avem printre noi pe aici oameni amatori de yoga sau cei care practică yoga, dar nu numai, da? Sucul yoghinului este conceput în așa fel încât să-ți curețe canalele energetice, da? Și să-ți alinieze corpul, mintea, spiritul. Această băutură conține o vibrație foarte înaltă și îți dă foarte multă energie, mai ales datorită pudrei de maca. Și am zis eu aici ce este pudra de maca. După ce consumă această plantă, oamenii se simt vii, energetici și au un sentiment de bunăstare, da? El conține 2 portocale, căpșune, 6 bucăți, pudră de maca, 5 grame, o lămâie, polen, o linguriță, sirop de agave. I-am scris aici, eu am scris o firmă, dar puteți să vă luați orice sirop de agave vă place și pe care îl considerați în regulă. Și am mai pus 2 picături esențiale de spermint, mentă creață. La fel, toate ingredientele se pun în blender și se mixează în 2 minute, îl și savurați, uitați-l acolo în poză. Iar n-am putut să mă abțin, acestea sunt într-adevăr niște rețete pentru detox și pentru echilibrarea florei intestinale, a digestiei, dar n-am putut să mă abțin și pentru pofticioși și eu am pus și o rețetă de Raffaello Cunucă, dar Raffaello Cunucă cumva dietetic, ca să spun așa, este ideal pentru copilași. În poză vedeți o variantă făcută într-o tavă, da? Însă puteți să-l puneți, să-l formați chiar așa în niște biluțe pe care le puneți pe hârtii și e minunat. El conține curmale deshidratate fără sângur, cam 15 bucăți, 60 de grame, nuci, 30 de grame, apă, da? Cam 4 sferturi într-un pahar 100 de mililitri, nucă de cocos 10 grame și puțină sare de mare. Lăsați curmalele la hidratat pentru 15 minute, da? Ca să ele se formeze o pastă. După 15 minute, pregătiți blenderul, ele se omogenizează cu celelalte ingrediente acolo. Pe o tavă de copt, adăugați foaie de copt, luați mixtura din blender, dându-i forma pe care doriți, puteți să le faceți în forme rotunde, steluțe, cum doriți, da? Se pun la frigider pentru 20 minute și sunt gata de servit. Și poftă bună! Aceasta a fost prezentarea mea, sper că v-a plăcut, că informațiile au fost destul de precise. Am avut și puține emoții, cred că a fost în regulă. A fost foarte bine, mulțumim Alexandra, mulțumim, se vede o persoană pasionată, se vede o persoană cu mult entuziasm pentru uleiuri. Da. Experiența ta, s-au simțit, bineînțeles, și s-au văzut și informațiile foarte detaliate. Nu este de mirare și te felicităm pentru nivelul de premier la care ai ajuns în doctorat. Și te mai invităm, te mai așteptăm și la alte emisiuni, la alte serii, adică la aceeași serie Porția de Sănătate Esențială, dar cu alte tematici, da? Mulțumesc mult de tot! Te invităm să te ia proapă, că o să dăm legătura din nou la bucătarii juniori. Au pregătit și ei câteva idei de sucuri pentru detox
și o să vedem exact despre ce este vorba și până când ajungem să fim în direct cu ei. Să știi că eu mi-am notat aici pe listă papaya, o consumam mai de mult și acum mi-am notat-o din nou să o trec pe lista de cumpărături. Mi-a plăcut foarte mult și Raffaello, rețeta respectivă și sucul yoghinului, merge foarte bine cu sesiunile de yoga. Și mi-a plăcut de asemenea faptul că ai menționat pachetul Cleanse and Restore, care este un program excepțional pus la punct de către doTERRA, un program de 30 de zile care vine să aducă un proces foarte profund de detoxifiere a organismului, un proces care este în 3 etape. Știu că unora li se poate părea dificil de parcurs și atunci am o provocare pentru voi. Dacă vă doriți să facem un Cleanse and Restore împreună și să ne susținem așa unii pe alții și să parcurgem cu idei, fiecare să vină cu idei, ce să mai includem în dietă, cum să procedăm și pe tot parcursul acestui program, scrieți-ne, vă rog, acolo în comentarii, astfel încât să putem să planificăm un astfel de program Cleanse and Restore aici pe grup împreună pentru a ne bucura și de susținerea grupului. De asemenea, dacă vă doriți acel pachet extraordinar, Lifelong Vitality Pack, de care ne-a spus Alexandra și despre care găsiți foarte multe detalii aici pe grup, o să vă rog să nu uitați să treceți acolo pe lista familiei ca și investiție în această lună, un minim de 100 de puncte, da? O comandă de 100 de puncte și crearea unui cont personal se încadrează practic în condițiile promoției de înscriere și luna viitoare, dacă veți mai face încă o comandă prin sistemul de recompensare a loialității LRP, o să puteți să primiți acel pachet excepțional cadou din partea doTERRA. Este o promoție de înscriere foarte avantajoasă, vă invităm să profitați de ea, treceți acolo în comentarii, vreau cont pentru a putea fi contactați de către persoanele care v-au invitat la această prezentare sau în acest grup. Bun, hai să vedem dacă îi avem pe băieți din nou cu câteva idei. Robert, Victor, ne auziți? Da! Bun, da. Perfect! Hai să vedem bucătorii juniori ai familiei Baboș ce idei de sucuri detox au pregătit. Robert, ascultăm. Noi am pregătit astăzi două rețete de suc detox. Prima rețetă, care se numește Super Detox, conține castravete, ghimbir, ori, dacă nu doriți ghimbir, puteți să puneți picături de ulei de ghimbir și sfeclă roșie. Victor, următoarea. Și la următorul suc detox avem nevoie de mere, morcovi și apio și o picătură din uleiul de lămâie. Eu știu că uleiul de lămâie este uleiul tău preferat, așa este? Da. Super! Bun, și mai văd acolo la mijlocul mesei încă ceva pregătit de voi. Dimineața, când vă treziți, este recomandat să beți un pahar cu apă cu ulei de grapefruit sau, dacă nu doriți un pahar de apă cu ulei de grapefruit, puteți să vă faceți ulei de grapefruit din fruct. Excepțional! Mulțumesc frumos, băieți! Ați fost grozavi! Văd acolo pe masă și Terra Greens, care este din nou un produs super premium de la doTERRA. Vă oferă nutrienții necesari pentru o dezvoltare armonioasă și pentru păstrarea sănătății, mai ales acum pe durata iernii. Vă invităm să-l descoperiți și să-l folosiți în sucurile pe care le pregătiți. Și ne pregătim din nou împreună aici să o ascultăm pe Diana Urban, da, preluăm legătura de la Ploiești și din bucătăria familiei Baboș. Mulțumesc, Victor! Salut! La revedere! Și să dăm legătura către Austria, către Linz, către prietena noastră Diana Urban, care ne-a încântat și în decembrie cu rețete de sărbători.
Este o pasionată de gătit, este o iubitoare a rețetelor exotice și sofisticate. Este sigur că da, consultant în aromaterapie, certificat în Austria. Vine să ne încânte și cu informațiile și să ne informeze, da, cu multe, multe informații referitor la nutriție, pentru că este consultant în nutriție certificat în Irlanda. Și îmbină foarte frumos partea aceasta de sănătate prin uleiuri esențiale cu partea de mișcare, fiind și trainer certificat Nirvana Fitness. Așadar, în această seară o vom asculta pe Diana vorbindu-ne despre ce înseamnă detox emoțional, detox energetic și am speranța, eu sunt aici cu pixul și cu hârtia la îndemână, că vom auzi și câteva rețete interesante, da? Bună seara, Diana! Bună seara, Laura! Bună seara, familia Babos! Bună seara, Alexandra! Bună seara tuturor celor care sunt în acest moment live pe Facebook! Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Mă bucur să fiu de față cu câteva idei la ediția numărul 2 a acestui seminar. Vă salut din locul meu preferat, care este bucătăria. Din Austria, unde ninge, suntem în carantină, starea este nu foarte, foarte pozitivă, așa că vă invit să vă luați o ceașcă de ceai, să vă relaxați, puneți pixul deoparte, puteți să faceți poze la aceste slide-uri dacă doriți să le folosiți în bucătărie. Vă invit să respirați adânc, să vă relaxați. O să coborâm puțin ritmul prezentării, o să încercăm să ne concentrăm acum de la partea fizică către partea noastră emoțională, către tot ceea ce înseamnă detox în întregimea lui. O să-mi permit o secundă să pornesc această prezentare, numai un moment. Așa, sper că se vede. Dacă puteți să-mi confirmați, văd că se vede. Ok. Așadar, să vorbim despre detox. Eu v-am pregătit câteva idei care mi s-au părut foarte, foarte interesante în conceptul ăsta de detoxifiere și vreau să încep cu un cuvânt de suflet al lui Hipocrate. Hrana să vă fie medicament, nu medicamentul hrană. În contextul a ceea ce ne-a prezentat Alexandra, mi-au prezentat și băieții, mi se pare un cuvânt de suflet extrem de important, de aceea am ținut foarte mult să-l împărtășesc cu voi, să-l aveți în fața ochilor să vă inspire. Pentru mine detoxul a fost așa ce e aia, poate lumea știe despre detox, dar de fapt nu știu nimic. E, m-am gândit să vă fac o scurtă istorie, de fapt e o lungă istorie, dar am pus-o într-o singur slide. Detoxul este cunoscut de prin anii 5000 înainte de Hristos. Medicina chineză tradițională, TCM-ul, folosea detoxifierea picioarelor, băi de picioare ca să extragă toxinele din corp și toată acea energie negativă. Medicina indiană Ayurveda, la rândul ei, folosea formule cu ierburi pentru acest scop. În Biblie, dacă sunteți cititori, se pomenește de postul negru ca și detoxifiere, curățare fizică, mentală, se folosea foarte multe ierburi în acest scop. Ei, ajungem prin anul 500 înainte de Hristos, apar grecii și romanii și, surprinzător, romanii aveau în perioada aia așa numitele saune de aburi, cât o încăpere micuță pentru o singură persoană în care se detoxifiau. Sauna e un concept pe care noi l-am preluat ulterior și fiecare din noi se bucură de un pic de saună când ajungem în vacanță, nu? E, sărim repede, repede. În istorie, în 1910 au fost descoperite vitaminele de sinteză. Până prin 1950 s-a lucrat intens la ce sunt vitaminele, cum le extragem noi din plante, ce rol au și așa mai departe. Astfel încât, pe baza acestor cercetări, s-a ajuns până prin anul 2000 să se reducă toată nutriția la macronutrienți, micronutrienți, vitamine, minerale, kilocalorii, indici corporal și așa mai departe. E, prin 1979, un medic foarte, foarte deștept, numit Aaron Antonovski, dacă sunteți interesat, puteți să-l căutați, a inventat un cuvânt, salutogenesis, și o altă abordare. El îi spune știința coerenței.
și vine ca pregătitor pentru ceea ce în 1992 a fost numit medicina sistemică, adică o abordare integrală a corpului și a mediului în care acesta se învârte. Mediul fizic, social, emoțional. E, astăzi, dragii mei și dragile mele, vorbim despre un alt fel de știință, și anume psihiatria nutrițională, care cercetează și studiază nutriția și felul în care aceasta influențează echilibrul sau dezechilibrul mental. Surprinzător, iată că azi ajungem, așa cum arată și săgeata mea, înapoi la acum 5.000 de ani. Pentru mine, detoxul este o temă foarte interesantă pentru că îmi permite să-l abordez holistic. Omul este un întreg. Eu nu sunt doar corp, doar minte, doar suflet, ci sunt toate acestea. Și îmi place foarte mult cuvântul holistic pentru că vine din grecescul holos, care înseamnă întreg. Omul ca întreg, ăștia suntem noi. Tot mai multe studii, tot mai mulți medici, psihologi, psihiatri, etc., pun accentul pe legătura aceasta clară dintre minte și corp, stil de viață și sănătate, emoții și starea fizică. Civilizațiile orientale, ați văzut în istorie, le menționează în cele mai vechi cărți. Dar ne-au trebuit atâtea mii de ani ca să ne deșteptăm și să revenim deja la începuturi. Detoxifierea în abordarea holistică, așa cum o prezentăm noi aici, este un proces de curățare și de regăsire a echilibrului meu intern, optim, pe toate palierele. Așa cum prezentau și băieții în puzzle-ul de la început, fizic, mental, emoțional și spiritual. Și din punctul meu de vedere și al multor altora, uleiurile esențiale sunt partenerii ideali pentru genul ăsta de detoxifiere integrată. Dacă vorbim de detoxifiere și vorbim de doTERRA, de produsele pe care ni le pune la dispoziție, trebuie să amintesc piramida sănătății. Este un concept care încearcă să îmbine multe din ideile noi care au apărut în ultima perioadă, multe din studiile medicale și emoționale făcute, și aveți aici o scurtă imagine a acestei piramide din care se vede foarte clar. Pentru a ajunge la un echilibru optim, în mod holistic, trebuie să abordăm diverse paliere. Atât stilul de viață, vedeți aici, a mâncat sănătos, a face exerciții, odihnă, reducerea expunerii la produse sintetice, dar și partea de sănătate. Și aici a intrat dumneavoastră în joc. Auto-îngrijire informată, îngrijire medicală și cunoștințe, citit, informat. Vă felicit că sunteți în acest grup, vă felicit dacă sunteți online să ne ascultați, ați făcut un pas important înspre un stil de viață sănătos. Și doTERRA ne susține în această perioadă cu oferta LLV, oferta acestui pachet minunat pe care eu deja îl folosesc în fiecare zi de vreo 7 luni și mă simt extraordinar. Dacă doriți mai multe informații, scrieți în prezentarea de acum, dați acolo un comentariu, vreau cont și o persoană din grup va contacta să vă ajute. Ok. Vă spuneam că aș vrea să ne liniștim puțin. Vă mai dau un cuvânt de suflet. Un proverb hindus care mie mi-a plăcut foarte mult. Fiecare dintre noi este o casă cu 4 camere. Emoțională, spirituală, fizică și mentală. Și nu vom fi niciodată întregi dacă nu intrăm zilnic în fiecare cameră. Hai să vorbim despre detoxifierea holistică. Alexandra ne povestea despre detoxifierea fizică, de nutriție, de eliminarea toxinelor, de stres oxidativ, de suplimentare, de enzime. Dar ce facem cu partea emoțională? Emoții, traume, dureri. Ce facem cu mentalul, stresul zilnic, nebunia, telefoane, e-mail-uri, șefi, 100.000 de lucruri pe care le facem în același timp? Dar ce facem cu partea spirituală? Ne luăm timp să ne punem întrebări? Vă invit la o scurtă călătorie. Hai să vorbim despre emoții. Este poate partea cea mai importantă după detoxifierea fizică sau în paralel cu detoxifierea fizică, această detoxifiere emoțională. Și mulți dintre noi venim acasă de la servici, suntem supărați, suntem deprimați, ne aruncăm pe câte ceva, ronțăim repede, ne luăm un burger, mâncăm niște cartofi,
fiecare dintre noi are așa un mod de a acționa când intră în casă și deschide frigiderul. Vrem să ne stimulăm, să simțim plăcere, să simțim recompensă, să ne simțim bine, fizic, mental. Din păcate, de cele mai multe ori, genul ăsta de atac asupra frigiderului nu se încheie bine pentru noi. V-aș invita aici la o lectură. Aveți aici menționat Gabor Mate. Este un medic pe care eu l-am citit deja de două ori, Când corpul spune nu. Citiți? E foarte interesantă cartea. E ușor de citit. O să vedeți acolo câte persoane suferă din ceea ce eu numesc dezechilibru emoțional. Toate studiile pe care eu le-am citit în ultimii doi ani, pentru că sunt pasionată de studii medicale, vreau să înțeleg cum funcționăm, toate arată că oamenii sănătoși sunt mai fericiți și oamenii fericiți sunt mai sănătoși. Mâncarea ne influențează direct starea emoțională și invers. Atunci când am sentimente negative, inevitabil mâncarea pe care eu aleg, decizia mea de a mânca, va fi și ea influențată negativ. Am câteva ajutoare pentru momentele astea și aici aș vrea să vă vorbesc de trei uleiuri care pe mine mă ajută foarte, foarte mult când simt că am nevoie de susținere emoțională, mai ales în perioada asta în care fac și un detox cu pachetul Lifelong Vitality. Chiparosul, care a fost și la promoție luna aceasta, nu e întâmplător. Este un ulei extraordinar, are un efect de echilibrare și de stimulare a emoțiilor. Îmi doresc să pot să vi-l dau să mirosiți. Cei care îl aveți la îndemână, vă rog mult de tot, luați-l și mirosiți-l. Este utilizat atât aromatic cât și topic în masaje. Este un ulei pe care eu îl folosesc foarte, foarte des, chiar și în cuplu. Cimbrul. Nu lipsește niciodată din mâncare, dar cimbrul este unul dintre cele mai puternice uleiuri esențiale pentru curățarea corpului emoțional. Nu-l ignorați, nu vă gândiți că e doar pentru a pune peste niște paste. Ajunge foarte adânc în corp, ajunge adânc în suflet, scoate la iveală negativități nerezolvate. S-ar putea să fiți surprinși de ce o să iasă la suprafață. Al treilea ajutor este Balance, care în acest moment este și în difuzorul de lângă mine. Îmi place foarte mult combinația de uleiuri esențiale din molid, lemnul hu, vetrice albastră, tămâie și mușețel, pentru că mă împământenește. Îmi dă senzația că sunt un copac cu rădăcini puternice, cu crengile în aer și mă simt foarte puternică și echilibrată. Vi-l recomand pentru echilibru emoțional și sufletesc. Mai am câteva ajutoare. Mâncare. Pentru că Alexandra ne spunea așa frumos despre mâncare, am zis nu pot să nu profit de ocazie să vă dau și eu câteva rețete. Am o supă de roșii cu pasiune care la mine în casă se gătește minim o dată pe săptămână. Este rețeta la care puteți să apelați când veniți acasă, sunteți frustrați, obosiți, supărați și vreți să mâncați ceva în 10 minute. Aveți aici ingredientele, puteți să faceți o fotografie, nu o să stau să vi le citesc pe toate. Am ales roșiile pentru că sunt pline de antioxidanți, de minerale, au vitamina C și K, au potasiu și protejează ficatul de radicali liberi. Ajută și la eliminarea toxinelor. Acum, în perioada asta, pentru că nu întotdeauna avem acces la roșii crescute afară, în soare, ci la roșii crescute în, să zic eu așa, lumină artificială, v-aș încuraja să folosiți bulionul bunicii sau al mamei, evitați sucurile de roșii la Tetra Pak care au zahăr menționat în ingrediente. 100 de ml de suc de sfeclă roșie, că tot avem sfeclă roșie și nu știm ce să facem cu ea, o stoarce pur și simplu în storcător, folosiți sucul pe post de fond de supă. Un măr roșu și un cartof ca să-i dați consistență. La final, eu pregătesc un ulei aromatizat într-o lingură de supă. Aveți aici rețeta. Bineînțeles că puteți să mergeți pe ideea unei supe de roșii asiatică să folosiți ghimbir, lemongras, alte uleiuri. Ca să arate bine în farfurie și să vă bucure ochii și sufletul, câteva semințe prăjite, niște mucuri de plante. Tot un cuvânt de suflet, de data asta Louise Hay, pentru cei care o cunosc. Fiecare celulă din corpul meu vibrează cu energie și sănătate, spune ea. Îmi hrănesc mintea, trupul și sufletul. Îmi place foarte mult acest citat, pentru că vine în continuare a ceea ce v-am spus. Și ne ducem mai departe la următorul palier de detoxifiere.
mentalul. Dacă am fire albe, de aici vin. Îți zguzie telefonul, mail-ul, Facebook, Instagram, vorbește șeful, aveam antene 5G, lumină artificială, stimul pe toate planurile. Ei bine, am stat un pic și m-am întrebat ce pot eu să vă spun despre treaba asta. Și am venit cu câteva idei. Știați că zilnic avem peste 70.000 de gânduri și doar un procent foarte, foarte mic sunt gânduri noi și creative? Știați că procesăm de 5 ori mai multe informații decât acum 30 de ani? Știați că mintea noastră conștientă poate să proceseze doar 120 de bits pe secundă? Când eu vorbesc cu cineva și creierul meu interpretează, decodează vorbirea, am nevoie de 60 de bits. Deci, destul de puțin. Știați că în creierul nostru există 5 frecvențe neuronale, de la conștient la subconștient? O să revin la ideea asta, țineți-o minte. Și un lucru care mie îmi place foarte mult, pentru că vine în legătură cu ce spuneau și băieții, ieșitul la aer, ieșitul natură, Pământul are o rezonanță de 7,8 Hz, așa numită rezonanță Schumann. Țineți minte ideea, am să vă spun imediat de ce. Ajutoarele mele pentru această detoxifiere mentală sunt Arise. Este un blend de ulei pe care îl găsiți și separat și în kitul yoga. Nu întâmplător se află în kitul yoga. Calmează mintea, echilibrează corpul. Conține uleiuri de citrice și limonenul ne dă energie mentală și fizică. Dar conține și bradul siberian, care are ca și constituenți principali beta-pinen, alfa-pinen, acetat, pornil și gamma-terpene. Sunt niște cuvinte complicate. Ideea lor este că relaxează sistemul nervos autonom. Sunt constituenți pe care găsim și în alte uleiuri. Și dacă vă întrebați de ce vă simțiți atât de calm și de relaxați când folosiți acest ulei, ăsta este răspunsul. Vetiver este un ulei pe care l-am descoperit chiar la început, acum 2 ani. Este un ulei care vine foarte încet din sticluță. Trebuie să fii calm, să aștepți. Este o plantă cu rădăcini care cresc foarte, foarte adânc în pământ și de asta îți dă un sentiment puternic de împământare. Te aduce în prezent, în acum, în conștientizarea de tine, de sine. Este uleiul liniștirii mentale și emoționale în același timp. Și la final, Mito 2 Max sau Mito 2 Max, cum îi spun eu, un amestec de plante pentru energie și vigoare. Face parte din programul doTERRA Detox pe care spunea Laura, o să vorbim mai și altă dată despre el, stimulează foarte bine activitatea mitocondriilor, care de fapt sunt uzinele de energie ale celulelor. Și astfel ele te ajută să producă energie și nu să îți extragă energia din celule. Este un înlocuitor senzațional pentru cei care beau cafea. Mai am câteva ajutoare, și anume un moment de reflecție, un moment în care mă opresc, mă uit în oglindă și îmi spun lucruri pozitive. Și mi-am permis să vă scriu aici câteva din cuvintele pe care eu mi le spun în fiecare zi, pentru că te simți așa cum gândești. Vă invit la o lectură, Dan Oros, unul dintre oamenii mei de suflet. Chiar ieri, duminică, au fost extrase niște premii la tombola de pe grup. Au fost mulți fericiți care au acces la un curs extraordinar de programarea subconștientului și vă rog, căutați pe grup informații despre aceste conferințe, merită să le ascultați, să vă uitați apoi în oglindă și să vă simțiți așa cum gândiți. Pozitiv! Mai sunt câteva ajutoare pe care eu le folosesc. Și aveți aici câteva dintre ele pe care le menționau și băieții. Natura. Și v-am zis că natura are, pământul are o frecvență de 7,8 Hz. Ei bine, creierul nostru are în relaxare între 8 și 12 Hz. Iar în starea de meditație adâncă între 4 și 8 Hz. Acum gândiți-vă că faceți acea baie de pădure de care ne povestea colegul Buburu zilele trecute pe grup. Veți coborâ frecvența voastră pentru a vă integra natură. Este un lucru extraordinar. Tot pentru a vă coborâ frecvența și a vă
împământenii, a scăpa de stimuli externi este desenul. Apa, bem apă, suntem apă. A locui lângă apă, asculta apa. Offline. Bine, acum nu o să mă opresc telefonul pentru că trebuie să vă mai arăt câteva slide-uri, dar vă rog mult, gândiți-vă de câte ori aveți telefonul lângă pernă când dormiți. Mindfulness este un concept întâlnit în România care nu are o traducere exactă. Sunt aici, acum. Nu mă gândesc nici la ce a fost ieri, nici la ce va fi mâine, ci mă gândesc la ce experimentez acum. Am și o rețetă, că tot vorbeam de mindfulness. Luați o pauză. Luați cartoful. O legumă atât de mâncată în România și una care, din păcate, e ascuns așa, prin dulap, prin sertare. E o salată pe care i-am făcut-o astăzi. Mi-am luat o pauză, am fiert cartofii, am adăugat într-un bol 2 linguri de ulei de in, de dovleac, un ulei mai puternic la gust, o picătură de lămâie, semințe de țelină, o scopitoare din piperul ros sau piper, dacă aveți, un pic de sare și o seamă de lămâie. Am amestecat calm, liniștit, respirând cartofii, am adăugat câteva frunze de salată, de legume, ca să aibă culoare. Și vă spun, pauza asta pe care mi-am luat a fost cea mai bună pe care puteam să fac azi. M-am echilibrat emoțional, m-am bucurat de ceea ce fac cu mâinile mele, mi-am luat timp să mă gândesc doar la cartofi. Cartoful nu l-am ales întâmplător. Cartoful fiert conține un tip de amidon rezistent la digestie, deci nu este digerat în stomac sau în intestinul subțire, trece direct în intestinul gros și ajută bacteriile din burtică, ceea ce ne spunea și Alexandra despre probiotice. Hai să mergem mai departe. S-a terminat cu pauza, suntem calmi, suntem aici, acum, ca să vorbim despre detoxifierea spirituală. Este un subiect extrem de interesant și extrem de intim pentru fiecare dintre noi. Sunt sigură că mulți în perioada asta de pandemie mondială ne gândim ce vreau de la viață, ce vreau să fac, care e menirea mea, nu mai știu cine sunt, ce vreau. Astea toate sunt întrebări pe palier spiritual. Îmi place foarte mult un citat al lui Albert Einstein: totul în viață este vibrație. Și aveți aici câteva fapte diverse, ca să zic așa. Știați că în Biblie și în alte scrieri religioase postul negru este asociat cu iluminarea spirituală? Că tot vorbim de detox fizic. Tămâia este folosită de majoritatea religiilor vechi ca și practică spirituală, în practică spirituală. Știați că călugării budiști meditează în timp ce spală vasele? Doamnelor, domnilor, data viitoare, când vă apucați să spălați vasele, să vă gândiți la întrebarea asta. Iluminarea spirituală este de asemenea asociată cu frecvențe foarte înalte. Și aici mai am o inspirație la lectură, pentru cei care sunt interesați. Cartea, eu momentan nu am găsit-o pe stoc în limba română, de aceea v-am dat sursa în limba engleză. Cine are interes pe un asemenea subiect, este o carte foarte interesantă. Puteți să îi faceți o poză și să-mi spuneți cum vi se pare. Că tot vorbim de spiritual, ajutoarele mele de nădejde sunt uleiuri cu frecvențe foarte înalte. Tămâia. Nu din întâmplare, tămâia a fost și în decembrie și în ianuarie produsul gratuit la comenzi de 200 de puncte. Are o aromă profundă, bogată. Ajută la împământarea emoțiilor, calmează mintea, sprijină concentrarea și ne ajută să ne liniștim și spiritual. Acționează pe toate cele patru paliere ale corpului nostru. Trandafirul, un ulei extrem, extrem de scump, pe care nu foarte mult și-l permit, dar vă recomand în varianta taci, în varianta pe rulon, este utilizat pe scară largă în aromaterapie, tocmai pentru că trezește gânduri pozitive, orientarea spre spiritualitate, sentimente de fericire, de speranță. Trandafirul mai găsiți și în blendul de copii Stronger, nu întâmplător, și în acest blend pe care eu îl ador, Forgive, iertare. Sandalwood este lemnul de santal, un ulei despre care cred că zilele trecute unul din colegii noștri chiar scria pe grup.
Este numit și uleiul devoțiunii și pentru mine uleiul ăsta este extraordinar, este ceva special și de fiecare dată când vreau să mă conectez cu divinitatea, îl folosesc. În unele culturi, lemnul de santal este folosit, de exemplu, la crearea acelor bijuterii, uite că acum îmi scapă cuvântul exact, lanțurile acelea de rugăciune. Poate asista în meditație și în practici spirituale, ajută la introspecție, ne ajută să trecem de barierele astea mentale. Dar nu, că mie nu iese, dar nu, că știu că nu o să pot. Suntem prizonieri unor sisteme de gândire și de credințe înoculate din trecut, de când eram copii. Și revin aici la conferințele lui Dan Oros. Ascultați-le, o să vă deschidă mintea și sufletul. Alte ajutoare la care eu apelez zilnic, jurnalul zilnic. Scriu lucruri pozitive, ce-mi doresc de la viață, ce simt, ce aud în mine. Meditația, un lucru extraordinar, meditație, contemplație. Bunicul meu, de exemplu, stătea pe câmp cu vacile, acum vă zic și o poantă așa, că sunt ardelean, că nu mă pot ține. Și eu îl întreb, ce faci, bunicule? Stai și te gândești? Adică te gândești? La care zice, nu, nu mă așez. Adică nu mai stau. Câți dintre noi stăm numai așa și ne uităm? Fără să ne gândim la nimic și fără niciun fel de așteptări. Încercați. Nu știu dacă rezistați 3 minute. Yoga, un ajutor de mare, mare nădejde. Și aici Dan Oros și Simona de Ropan sunt profesorii ideali pentru cei care vor să meargă pe drumul ăsta. Aduce mulțumire mie și celorlalți. De multe ori eu spun, bravo Diana, îți mulțumesc că ai făcut lucrul ăsta așa de bun. Eu mă aduc mulțumire mie. Este un lucru extraordinar să te poți mulțumi ție însăți. Dau și primesc iubire, atât celorlalți, cât și mie însă. Pentru mine toate astea sunt ajutoare pentru detoxifierea spirituală. Mă bucurat de această floare și de acest sunet. Pentru că azi am fost dată de mă împărtășesc resta pe care eu mă spun zilnic ca să mă echilibrez, să mă detoxific pe toate planurile, vă las să citiți, se numește Grădina mea. Și cu aceste cuvinte dau legătura din nou Laurei. Am să opresc această prezentare. Pentru cei care să aibă interes, vă stau la dispoziție cu alte informații pe grup, în comentarii. Sunt aici să vă ajut pe drumul ăsta al detoxifierii holistice. Laura, ai legătură. Mulțumim frumos, Diana, ca de obicei, o prezentare minunată, o prezentare care merge direct la minte, dar și la suflet. Îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi alături de noi și cu siguranță vei rămâne și în echipa Porție de Sănătate Esențială. Drag nădejde, da? Ne promiți aici în public. Am noi niște idei deja, nu? Bun, în regulă. Mulțumim frumos încă o dată. Cu mare plăcere. Așadar, iată, aceasta a fost porția noastră de sănătate esențială în această dupămasă. Sperăm că ați savurat-o, a fost pregătită cu drag de către invitatele și invitații mei. A fost pregătită atât pentru trupul vostru, cât și pentru mintea și sufletul vostru. Mi-a plăcut foarte mult că Diana a menționat și toate celelalte materiale care există pe grup și la care aveți acces, toți prietenii noștri, peste 6.000 de prieteni care sunt în grup, au acces la aceste materiale extraordinare legate de sănătate holistică. Vă invităm să răsfoiți grupul, vă invităm cu butonul search să căutați materialele care vă interesează. Cum spunea și Diana, materialele postate de Dan Oros sunt excepționale pentru că merg să ne planteze semințe care ulterior vor da naștere la gânduri noi, la emoții noi, la un spirit elevat. Așadar, dragii noștri,
Ați auzit pe parcursul acestei seri, menționându-se câteva uleiuri importante pentru detoxifierea corpului, dar și pentru detoxifiere mentală și emoțională. Eu vă recomand, și Diana vă recomanda câteva cărți, eu vă recomand o carte care mie mi-a deschis multe perspective, se numește Dezintoxicarea, magia vindecării. Se vorbește foarte mult despre cât de încărcat este organismul nostru cu toxine și noi habar nu avem de acest lucru. Așadar, luați și revedeți înregistrarea, va rămâne pe grup. Încercați ideile pe care Alexandra ni le-a furnizat. Fiți atenți la superalimente, fiți atenți la ce mâncați, fiți atenți, conștientizați de ce mâncați. Încercați să vă analizați puțin și emoțiile și gândurile și tot puzzle-ul sănătății din familia voastră. Cele două pachete care au fost menționate, pachetul Cleanse and Restore, poate fi o soluție foarte bună pentru un detox acum la început de an. Știm că mulți dintre voi, odată cu trecerea dintre ani, v-ați propus acest lucru, să mâncați mai sănătos, să faceți mișcare, să vă hidratați mai bine, să fiți atenți la toate lucrurile care compun puzzle-ul vostru de sănătate. Așadar, dacă vă doriți să facem împreună un Cleanse and Restore, puneți-vă acolo pe comanda LRP, puneți-vă acest pachet sau o parte din produse dacă aveți deja celelalte și haideți să ne pregătim, poate reușim să facem aici pe grup, să avem o inițiativă comună și să facem un Cleanse and Restore împreună. Aceasta ar fi o idee. O altă idee la care aș vrea să revin și pe care vă invit să o notați este faptul că mai avem câteva zile până la final de lună și puteți să beneficiați, toți cei care sunteți invitați aici pe grup, puteți să beneficiați și încă nu aveți cont doTERRA, puteți să beneficiați de promoția de înscriere, o promoție foarte generoasă și foarte avantajoasă, care vă permite, ca pe baza unei comenzi de înscriere de 100 de puncte, și ulterior, în luna februarie, pe baza a încă unei comenzi de 100 de puncte, să primiți acel pachet extraordinar care se numește Lifelong Vitality Pack. Este un pachet de sănătate, pur și simplu. Foarte multe testimoniale există deja pe grup care atestă acest lucru. Ce s-a întâmplat în viața anumitor oameni de îndată ce au început să folosească produsele din LLV, cum îi spunem noi pe scurt. Prin urmare, luați legătura cu persoanele care v-au invitat la această întâlnire, cu persoanele care v-au invitat pe grup, luați legătura cu ele și întrebați-le ce puteți face și care sunt pașii pentru a vă crea propriul vostru cont doTERRA. Următoarea noastră întâlnire va fi joi. Vă invităm la o prezentare de uleiuri esențiale. De obicei, joia pe grup avem o astfel de prezentare care este destinată tuturor celor care sunt la început de drum și unde veți afla mult mai multe legat de cum puteți să faceți primii pași pe drumul vostru înmiresmat către o sănătate holistică. Vă recomand nu numai celor care sunteți la început de drum, poate și celor care folosiți deja uleiurile de 3-6 luni. Întotdeauna prezentările vin cu informații noi. De asemenea, prezentările doamnei dr. Claudia Lupu sunt foarte interesante și vin cu date științifice. Vă invităm să le căutați pe grup și să le urmăriți și pe acelea. Și ținem aproape, porția de sănătate esențială promite să continue, probabil în februarie, care este o lună destinată iubirii. Poate o să venim cu o idee mai romantică legată de ce înseamnă porția de sănătate esențială pentru un cuplu îndrăgostit. Vă doresc o seară frumoasă, să aveți multe gânduri frumoase înainte de culcare și să rămâneți alături de noi în acest grup, să ținem aproape de tot ce înseamnă sănătate holistică. Numai bine!